Salut și bine v-am găsit, fraților, la cea la un nou episode din Stumble Guys. Am avut un update pe Steam de vreo, cred că 500 de megabytes sau aproape 1 giga, cam așa. Un update destul de mare pentru Stumble Guys și cred că s-au băgat niște chestii interesante, n-am verificat nimica, mă uit pentru prima oară alături de voi. Și dacă vă place Stumble Guys, nu uitați acolo de un mare, mare like și acel buton de subscribe cu clopoțel ca să fiți la curent cu noi videoclipuri. Și hai să dăm bătaia aceea, la new. It's Banana Bonanza. Ce naiba... Bă! The Banana are attacking over, collect bananas on a new event, o trade for exclusive Banana Bonanza. Deci faci skin-uri, poți da, adică colecții niște puncte și dai trade, ceva gen zice, adică faci schimburi. Recommend our friend! Ce naipa! Ok. Bun. Avem aici rotirile, dar... Da, uite mă, de-astea cu banane pe aici, s-a schimbat ceva pe aici, nu s-a schimbat nimic, mă uitam așa să fie ceva. Bun, hai rotirile astea norocoase care de obicei nu sunt norocoase, dar așa le mai zic eu. Știți și voi asta. Așa, știm că nu pică nimic aici. Ce fac, bă, întrebarea mea, ce naiba fac eu cu un token? Să zic că Stumble Guys ăsta. Ce naiba fac eu cu un token? Ce fac cu el? Zici, spuneți și mie, ce naiba fac cu un token? Nimic nu faci cu el, frate, că nu valorează nimic pe jocul ăsta. Oprește-mă la puiul ăla. Fa. Interesant, dar nu o să joc în viața mea cu el, dar nu mai contează. Așa. Dă-te! Poți să iei skin-urile astea, fra... Mamă! Diamond Banana! Bă, sincer să fiu cu voi. Singurul care îmi place este ăsta, Stumble. Ăsta, Banana Guy ăsta. Îmi place foarte, foarte mult. Ăsta este o mers cu banana, dar nu știu unde a fost tematica asta cu banana, dar mi se pare interesant. Epic Bundle, 175, bă, vezi că merită acest bundle, dar nu bagăm noi bani acum, așa. Mai ceva pe aici, în afară, astea nu mai sunt. Bă, interesant, să-și continui la event pentru că progression, reward, ce e asta cu progression, frate, adică de ce 30, adică poți să joci doar 30 de ori, ia? Bun, așa. Mai să put your best move, o core banana, stand and have been scratch, intit banana așa, collect așa, bla bla. Ne uităm un pic acia, wedge, out for peel, ok. Deci, ceva gen câștigi puncte și cred că ai voie să joci 30 de runde. Așa cred, nu sunt sigur, dar o să dăm că de try hard se poate pentru că... Sau bă, stai să schimbăm și noi skin-ul, pentru că știu că acest skin-ul prea bine, vă place la unii, dar aș vrea ceva mai diferit. Ce să punem noi? Dracul împielițat. Bă, s-a mai bine ăsta. Ce-ți voi, mă, dar știu că nu aveți cum să vorbiți cu mine, că suntem pe episod, dar... L-aș pune pe ăsta, că aș comentă, dar o să-l pune ăsta, dar... Cred că îl punem pe ăsta. Ăsta cu ursulețul ăsta al nostru, care am jucat foarte mult cu el. Îi dăm bătaie. Eu sper acum să facem ceva. Da. Nu știu care ești meniu, cred că s-au dat ceva eventuri noi. Acum chiar nu știu. E prima oară când intru, v-am zis, what? Uite bananele, fratele meu, dar e chiar tare că e honey drop, adică, na. Băi, vă dați seama că nu trebuie să te chinui să colectezi bananele, nu? Astea le câștigi la finalul meciului de fiecare, adică n-are rost să te chinui. Foarte mult deja se aruncă pe bananele, vă duc și voi. Cum arunc și eu pe... Aaaa! Bă! Mamă! Aoleu! Mișcați-vă, bă, la o palmă, mamă, ce tryhard e aici! Aaaa! Am fost ultimul care a căzut, mă! Ok, mai bine... Progression. Ce e asta, bă, cu 30 de bucăți? Doamne! Nu, că sunt chiar curios la care ești menu. Cine bani, ne dă mai multe bani, de-alea sau ne bag în alte meciuri? Acum chiar nu știu. Hai, vedem runda a doua, pentru că, da, prima rundă m-am dus ca prostul după niște bani. Și bă, sincer să fiu, nu știu, dar cred că la toată lumea ne plac bananele, adică bananele astea de la magazin, știți și voi. Nu știu, pe era mea acum, cred că la majoritatea, nu mai știu să vorbesc. Am înțeles, vedeți aici, vorbe cu Andrei Biș, ce să mai mă bulbesc, ca toate alea numai, acum ce să mai... Ai, mă bulbesc. Asta sunt eu mai prost așa de fel, dar, na. Să bă, Gabu o fi român sau ceva? Nu cred. Ok. Nu vreau bănănuțele astea pe jos. Vreau doar să mă calific. Bun. Ok. Așa, mă! Bine-s!
Hai mă la runda a doua să vedem acum. Prima runda a fost făcută cu succes. Uite, Bosos 1. What? Cred că o să spună boss, dar n-a găsit numele, 100.000. Bun. Botbash. Mamă, fratele meu, e bine că nu este aceeași mapă pentru că mă descurcam pe acea mapă. Aici e simplu, îți dă cineva pumn, ai intrat într-o găgăriță și ăla ești. Cam așa e treaba. Asta e skin-ul, Carnatio. Ia, fii atent, ce facem aici? Aolo. Ok, hai să încercăm să stăm cât mai bine, să lăsăm un colo de emoturi, ca când ne chinim să dăm cu emotul să-i omorâm pe alții, murim noi. Asta e tot ce am învățat de la acest emot de când timpul am. Ia uite, mă, frate, ia uite, mamă! Ok, wow. Eu acum mă concentrez, dacă nu vă dați seama. Nu cred că vă dați seama foarte mult, dar... Ok, bine-s! Aia zic, mă, ultima rundă, mă! Hai, mă! Am așa un hype să câștig aici, ai de capul, bă! Maher 0, ce nume e ăla, nu știu. Ok, ultima rundă. Mamă, Rasha Urban! Mamă, pa, este cele mai mari șanse să câștig, pentru că aici știu să joc foarte bine acest game mode. Du-te, boss-ul, în față. Hai, pleacă de aici, te rog eu frumos să pleci. Cred că acesta a jucat foarte mult, Stumble Guys, pentru că avea banana. O dată mai zic că banana a fost în trecut, adică era ceva gen skin legendar banana. Dar e tare că acum putem să o luăm și noi. Plânșul de fericire. Na, nu zic prea multe și eu. Aici mai mult să așteptăm pe Jaseu că în față să se ia singur la bătaie, pentru că așa fac ăștia, că nu stă și să campeze la fel ca mine. Adică n-au IQ-ul destul de mare, știți? Sau ori n-au IQ-ul, ori au chef de bătaie, știi? Ia uite pe ăștia frumos, duceți-vă, că Andrei Biș stă pe aici. Mai mă plin și eu printre astea, văd și eu care mai e cu mapa aceasta, că n-am jucat de foarte mult timp. Hai, frumos. Bravo, bine că ai căzut. Hai încă unul, mai căleți și voi jos puțin. Ok, asta mai bine, mai așteptăm să fac o dată asta, să ne urcăm, hai. Uite așa. Bang, frumos. Aici mai stau, mai campez puțin, frumos. Aia doi se cam luptă pe acolo, nu cred că are niciun emote. Vine și scheletul să se lupte cu ei. Bă, niciun stres, trebuie doar să stai, mă. Uite așa, frumos. Stai degeaba. Nu-i încurci pe adversari, ca așa câștigi. Ia uite, frumos. Începe viteza, deja începe să dea cu viteza pe aici. Mai stau pe loc ca să nu mai... Bă, de obicei la fiecare salt ai șanse foarte mari să cazi. Asta e toată faza. Ok, frumos, ne relaxăm. Bă, gata cu relaxul. Ok. Mamă, cum a supraviețuit! Gata, mă, primului la game mode ăsta nou nouț, să-mi bat piciorul, mă. Hai, mă, cine dă și nou? Vreau să văd. Hai, lasă animația. 200, 3000 XP, 30 de puncte, de fapt trofee, 45 de stele. E ok. Ce? What? Eu can clean all the... Păi și de ce nu colectez? Am colectat? Nu-mi dau seama. Foarte ciudat game-ul, ce să dăm astea pentru că îmi plac foarte mult. Așa, mai jucăm așa puțin și cred că în episodul viitor cred că apucă să luăm un schimb pentru că... Banana special emote? E emote-ul ăla cu banana, frate, bă, ești nebun. Ok. Asta chiar îmi place. Hai să punem și noi alt schimb pentru că acesta nu prea îmi place. Punem pe ăsta al meu default. Dar cu care jucam eu? Ah, cu iepurile, unde este? Jucăm cu ăsta, ce naiba. Mie îmi place foarte mult. Mamă, ce era să dau pleca prostul. Gata. Avem frumos acest skin mirobolant cu iepurașul. Acum rugați-vă și voi să câștig și eu, pentru că, na, a cât de bun sunt la acest joc, nu mai ce să zică nimeni. Așa, hai, dă-le în prima mapă. Mamă, începem așa în forță, mă, ai de colectat bani aici.
cred că o să mă duc înapoi în zona aceea care știți și voi care v-ați recomandat-o. Voi, la trei cu să aveți să fim până în locul 16, ok? Dacă acum intră ăștia peste mine, în ultimele secunde fac curat. Gata, 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 hai. Dacă pierdeam aici, păi cred că dădeam alt F4. Dido Andrei, era română la bă, frate. Ai de capul meu. Acum l-am observat. Dido Andrei. Dido Andrei, dacă vezi acest episod, respect maxim, frate, că ai jucat aici. Ok. Botbeș, desigur, mi-a dai mapa asta ca să mă enervez, frate. Care fata, dacă aici acazi, e cam n-o să l-o treaba. Roma Prime, nu mai văd niciun român sau ceva. Aici mai mă interesează să banii, mă interesează să supraviețuiesc aici. Bang. Am dat mapa ăla. Oh, de capul meu. Ce a fost? 62 de banane. Vezi că e mult. Așa. Și... What? 55... Cred că în 20 de runde câte de-astea faci, primești aici. Am 40 de puncte, o să primești 20 de banane. Dacă fac până la 70 de puncte, dar de ce e 80 de puncte? Uite mă, mai sunt! Du-te naiba, bă, ce naiba, 400 de puncte, mă! Hai să mai dau și că poate mai facem ceva. Doamne ajută! Dar cred că am pus skin-ul meu înapoi. Nu știu, cu skin-ul acesta sunt așa nehotărât, nu știu ce skin aș pune aici, dar na. Hai să-mi bătaie. Îi dăm aici frumos. Acum să lucrez să facem mapele mai dă, pentru că ați văzut și voi că schimbă mapele de fiecare dată. Hai, prima mapă să vedem. Cred că asta o să fie ultimul meci, frate, cred că o să fie chiar ultimul. Ori penultimul, ori ultimul, depinde cât de lung o să fie meciul. Pe aici ai zis și otron, fratele meu. Oare de ce am zis asta? Pentru că da, suntem aici în prima rundă, pe aici mor foarte mulți. Ok. Dar am dat mapă băiatul ăla, bă, frate, ură din partea mea. I-am dat o bucată la asta, dar degeaba că nu care... Ai cu patarea la emot și pe aceea mai mă trezesc și cu scartofi, ia. Frumos, de obicei nimeni nu se scăpa aceste padele de astea, văzut și voi? Ia uite, frumos. Gata, nicio problemă aici, ai zic că pe ăștia cad imediat oricum. E dacă poate... Hâtă mă, Rafa. Hopa. Bine, dar cred că e din afară, sută mie, că bine obicei pe Rafa, el astea mai e și numai de afară, nu doar din România. Block dish. Ok. Sunt crezut că face și eu ceva bun aici. Ok, nu mă interesează bananele acestea, eu doar o să stau pe aici. Vreau să iau show. Au te dat la copii ăștia. Lasă așa, nu mă interesează. Oricum e doar o banană la colecții mai multe. Ia, mai merg bug-urile acelea, mă, care le făceam înainte pe live-uri. Mamă, dați-vă, bă, la o parte, verei. Cât stați aici? Zic-mi și mie. Hai că am înțeles. Mișcare, 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 mișcare. Mamă, mâncați așa, urița. Ok, am scăpat, am scăpat. Mă dați omul la o parte. Vă dau cu pumnul dacă mă dați la o parte, fratele meu. Ok. Așa. Bă, da, lovesc ăștia, mă. Bă, mai ușor, mă, mai ușor cu emote-ul acelea, că... Bă, dar n-am murit nimeni, vedeți și voi? Hai de cap, mă, e clar, o să fie intens această rundă. Cred că toată lumea vrea să câștige acolo niște premii, 100.000, de aia se chinuie toată lumea. Ok, frumos, frumos, nicio problemă. Ok. Ne focusăm aici pe meci pentru că da. Ok, frumos, plângem de fericire puțin. Nu trebuie bani. Spargeți unul, spargeți unul. Hai, intrați, intrați, intrați. Încă doi. Oricum, eu joc atât de, destul de binișor, oricum mai fi de și o să mă țin ceva. Acolo e țeapă, logic. Și o să moară vreo doi. Ce ziceam, vreo doi? Am avut dreptate, mă, că deci o chestie cu care chiar am avut dreptate. Bun, acum ultima rundă. Deci a fost destul de tryhard această rundă pentru că n-am murit nimeni așa ușor. Aici, vă dați seama că aici, dacă avem o rundă de aia de parcurs, cred că mă întruce toată lumea. Bine-s. Respirăm ușurați că nu este de aia de parcurs. Dacă era de aia de parcurs, de obicei la parcurs eu cam pic, nu știu ce. Dar la survival... Aoleu, mamă, ce-a să mă bag în aser! Așa e și țeapă cu aceste bani. Gata, frate, acum trebuie doar să supraviețuim. Stau aici pe mijloc și așteptăm. Uite, mă invită Sara Elena.
Și câte ceasuri? A, e deja, e de bea 11 fără 10. Sau 11 fără 5 minute, pentru că, na. Da, 11 fără 5 minute este acum pe... Mama, a mers bug-ul! Ești nebun la cap? Bă, mai nou, vă zic sincer, mai nou filmează mai, de, mai așa, mai după amiază. Ah, n-am mai fost atent. O să dă banane, e ok, e ok. Crain reward. Ok. Și câte meciuri mai am? Deci am făcut niște puncte. Da, la care ești menu, adică nu știu cum se mai ușor prin acestea, adică, sau cum se ia exact. Da, așa, cred că suntem aceea. Dar nu apare, frate, nu apare. Deci, da. Deci dacă mai dăm o rundă. Deci la cadou, deci momentan ne încadrăm la acest cadou, dar pe locul 5 ne încadrăm. Și trebuie să jucăm toate astea aici, trebuie să jucăm, deci 20 de runde, cred că ne încadrăm și cred că dacă jucăm 20 de runde ne încadrăm, cam printre ultimele. Hai mai dăm bătaie la unul, dacă zisem aceea pe episod. Și, na, o să mai facem încă un episod, cred că nu știu, o să mai fac după acesta, bă, vă zic ce aș face. Aș vrea să fac un episod în care ceva din farmăm doar toată baia, adică să fie toată farmată într-un singur episod. Cred că asta o să facem, dar o să facem episodul viitor, pentru că acesta deja a trecut ceva timp. Bun, bombarda, mamă, dar câte banane pe vere pe aici, wow! Ok, astea nu prea mă interesează, pentru că dacă stai să te chinui cu astea, mai și mori. Oh. Hai că nu dau cu imun, mamă ce a să cadă. Mamă ce rezistă ăștia. A, așa repede ne-a calificat, mă. Nici n-a stat așa puțin să-mi revin. Dar s-a calificat ca repede, băieții. Aute, Tia, adică ce ai? Tia XLL. Adică ceva genul. Ce ai XXL. El, sau, nu mă interesează, ok? E un nume făcut la mișto, se și vede. Ok, Blogdash. Romania, ceva, că, na, e singurul român pe aici, mă. Ok. Nu vreau stau mare. Aoleu, are și ăștia emot, frate, are și ăștia emot. Bă, cred că această, așa, această, acest event, cred că este o șansă de a-ți face PES-ul, 100.000. Nu e, dacă pot să joc mai mult, ia. Hop! Hop! Frumos, eu nu fac nicio treabă, stau liniștit aceea. Ok, aia mai dă cu pumnul. Ne relaxăm, stăm așa chileano frumos. De aceea pe 100 de ani. Ia uite-l, bă, ce dă. Bă, băieți, mașor, tu du-te, mă, de aici. Aici, de aici, dar aici dacă... Dacă n-ai noroc să te bagi pe acea bucățică, poți să mori, pentru că nu poți să sări peste două, asta e problema. Gata, 8 din 8. Ultima rundă, frumos. Hai, cam am toată lumea jos. Acl cave. Cafe, ceva gen, nu? Da, cafe. Acl cafe sau ceva gen. A, top loc, deci fratele meu. Bă, dar ne bagă la tryhard deja. Ok, nu e nimic, ne calmăm frumos. Mihai hână mă sau ceva. Da, hână mă. Ce zmele astea, nu știu. Mai o șobană pe aici. Bă, aici am să o cădesc să campezi mult, adică să stai foarte mult. Salut. Noi așteptăm pe la urmă. În mod dată, cam toată lumea are emote, asta e problema. Adică dacă vrei să jucați aici, toată lumea dă cu emote-ul pe aici. Hop! Frumos, deja au murit unul. O să încerc să câștig pentru voi, să văd dacă mai luăm și noi. Noi vedem câte puncte de aia luăm, adică ce de aia ne vom încadra după aceea. Pentru voi să mă chin să câștig aici, pentru că sunați foarte mult pentru mine. Mor și tu. Ok, o mică gaură pe aici, frumos. Ia mă bucată, al naiba. Dai cu pumnul în alții pe de-acum. Bine, până la urmă și-o dau cu pumnul, dar până la urmă, bă, nu sunt așa, adică nu joc transpira cu pumnul, până la urmă, să fim sinceri acum. Ok. Hai, așa, ușor, ușor, ușor. Să fim aici printre primii, că aici dacă ești printre... Ia uite, al naiba ce încearcă să-mi dea cu pumnul, încearcă să dea perversă. N-a nimerit. Ok. Frumos. Te-o dat să fiu calm. Hai, spargeți unul aici. Mai merg schemele, frate! Bine-s! Du-te, mă, și tu jos! Am rămas eu cu banana asta urâtă, frate. Banana asta care dă cu mai cu emoturi.
Altfel nu ce să facă și el. Banc, frumos. Hai, care să ne chinim cu această banană aici. Stai mă jos, stai jos. Asta mai dat cu emote-ul asta însă. Toți chemați din păcate. Oh, frumbă, forța mă, forța. Hai, bossule. Începe greu, începe greu. Deci avem aici o finală foarte strânsă. Bine, la mai mult își poate joc. Hai, bossule, bagă de tu prim. Ok. Oh, încă am reușit, încă am reușit schemață. Hai, bossule, hai, vină cu mine. Frumos. Aolo. Tot schemață, tot schemață. Dacă nu faci schemață... Venus! Venus! Ai căsut-o la jos, mă! Aia zic, mă! Venus, mă, forța! Dați-mi acolo un mare, mare like pentru că m-am făcut acest twin mirobolant. Nu mai pot, bă, îți mort! Nu mai pot! Aolo! 200 de puncte, mă! Ia uite-l! Bagă-l! Și pe ăsta! La care sute, bă, că am făcut o grămadă! Să-te, parcă unde ne arăta. Unde ne arăta aia, mă, cu reward? Oh, l-am uitat unde arăta aia cu reward. Tot tweet. A, la cadou. Noi la care suntem? Mamă, suntem la 90 PTS de ăsta. Deci acum le facem 90 PTS. 90 și după aceea tot așa urcăm, vedeți? Aș vrea să-l fac până la ultimul sau penultimul. Vedem, vedem ce mai facem. Asta o să facem în episodul viitor pentru că acest episod s-a cam terminat. Și da, bă, dacă a plăcut acest episod, nu uitați acolo de o mare, mare like. Și da, eu am fost Andrei Biș și o să acolo toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa!